onorați oaspeți, vă spunem Hristos a înviat și bine ați venit la acest important eveniment care se petrece astăzi în incinta Muzeului de Istorie și Etnografie Nicolae Bulat din municipiul Soroca. Restaurarea Muzeului de Istorie și Etnografie Nicolae Bulat, pe atunci de fapt nu era Nicolae Bulat de Etnografie Soroca, a fost un obiectiv a secției de cultură, dar și al meu personal. Vreau să spun că s-a muncit foarte mult, cum a menționat și domnul Tănase, pentru că a restaura este mult mai complicat decât a face din nou sau a repara, dar vreau să mulțumesc tuturor lucrătorilor din aparatul președintelor raionului, pentru că în restaurare a fost implicată și secția construcție a Consiliului Raional Soroca. A fost implicat și arhitectul raionului Soroca. Deci toate serviciile, practic, s-au implicat, prin ce vreau să le mulțumesc astăzi, căci împreună am realizat acest obiectiv. Proiectul a fost realizat deoarece noi am avut necesitate foarte mare ca să ne extindem spațiul expozițional. Nu este o idee chiar absolut nouă. Ideea a apărut în deceniul nou a secolului 20. Nu s-a realizat din mai multe motive și circunstanțe, dar până la urmă, iată, un an și jumătate, noi deja într-un nou mileniu, într-un nou secol am lucrat pentru ca să reabilităm vechea clădire, noi o numim clădirea avocatului Gendler, cu cele 8 săli expoziționale care au fost renovate, au fost renovate în sensul că au fost reabilitate ținându-se cont de specificul construcțiilor de epocă. Felicităm astăzi la deschiderea muzeului, care, da, poartă numele Nicolae Bulat, poartă amintirea domnului Nicolae Bulat și toate năzuințele care le-a purtat în suflet și în inimă acest om care a fost directorul muzeului mai mulți ani, ghidul Nicolae Bulat, care a fost cercetătorul științific Nicolae Bulat, care a fost scriitorul Nicolae Bulat. Deci sunt prezente aici visele, năzuințele, munca dumnealui de poate toată viața. Cu ce vă putem întâmpina aici? S-a trecut partea oficială. Nu avem aici o expoziție de numismatică, deci sunt monede. O colecție impunătoare, aș vrea să zic. Persistă aici și monede din argint. La fel, expoziția aceasta de alături, la fel, este cu monede. Deci, avem un diorama cetății, care are aici locul să se simte. Și ca să știți că fiecare vizitator care intră pe aici, trece numai decât, se oprește la această diorama, deci ca să privească cetatea, să privească lupta aceasta, căci otomanii dau foc la cetate. Cetatea asta reprezintă macheta cetății din lemn, care a fost construită în 1499, zic că Ștefan cel Mare, Domnitorul cel Mare și Sfânt. De o parte și de alta a dioramei, deci avem prezente biulene, chiar o colecție impunătoare, mai mici, mai mașcate. Aici avem chiar cu biulea cea mai mare. Toate au fost găsite, vă dați seama, în împrejuririle cetății. Mai sunt, deci, fragmente de arme de fel de fel de instrumente sau uneltele. Exponat așa, mai deosebit, care ar fi oala frate, deci sunt două oale, sunt lipite, una de alta. Deci una a fost, vă deschid un secret, adunată din ciocuri, una a fost întreagă, alta adunată din ciocuri, și o nu e un laborator muzeu. Vă pot prezenta chiar și uitați-vă, ce s-a dat, niște deci, brățări pe care le purtau femeile de atunci. Avem și o oglinjoară, deci dintr-un metal.
sunt reprezentative, sunt găsite aici în Ținutul Săloca, deci mergând mai departe. Vă zic bun venit în Casa Mare a Muzeului, chiar aș zice de Casa Mare, fiindcă este chiar colțul sau colțișorul lui Nicolae Bolat, intrând pe aici. Dacă am fi bărbați, ne-am scoate pălăriei de pe cap. Acesta este Nicolae Bolat, numele căruia îl poartă muzeul. Aici vor fi întotdeauna flori. Avem chiar și ochelarii domnului Nicolae. Vorbesc cu mare tristețe și cu multe emoții. Văd geanta lui Nicolae Bolat, chiar țin minte anul când am venit 70 de ani și noi am dăruit colectivul de la muzeu, am dăruit această geantă. Sunt bucuroasă astăzi să mă aflu aici împreună cu elevii clasei a 5-a și sunt surprinsă de renovarea muzeului, de deschiderea lui și elevii chiar sunt destul de bucuroși să se află aici la deschiderea muzeului. Arta este ce mai frumos. Arta este punctul de reper a inteligenței și chiar mă bucur că sunt prezentă la această deschidere frumoasă, redeschiderea muzeului nostru. Cu părere de rău, nu este regretatul domnul Bolat, dar, cum am mai spus, spiritul lui persistă aici și ne bucurăm că putem în continuare să promovăm creativitatea, să promovăm spiritul creativ a copiilor, pentru că numai așa sufletul se deschide și devine frumos și minunat.